Cuvântul mama este familiar și ascunde un mesaj. Te rog să ai grijă de mine, te rog să fii de partea mea, indiferent dacă am dreptate sau nu. Întotdeauna i-am spus mie, chiar și acum când ea a dispărut. Nu știu dacă și ce să mai cred. Unul a spus că mama este la el acasă și realitatea pe care ne-a indicat-o nici măcar nu exista. Trebuia să mă asculți când ți-am spus că mama e bolnavă. Mi-a spus că totul este în regulă. Mama tot timpul a avut grijă de noi și s-a pus pe ea pe locul 2, ca să ne fie nouă bine. Am crezut atâta timp că gătea de plăcere. Mama, îți place să stai în bucătărie? Nu-mi place. Gătesc pentru că trebuie. A trebuit să stau în bucătărie ca voi să aveți ce mânca și să puteți merge la școală. Cum aș putea să fac doar ce îmi place? Unele lucruri le faci, fie că vrei, fie că nu. Ce întrebare e asta? Chiar și atunci când ne-am mutat la oraș, mama tot se gândea la noi și nu uita să ne amintească să avem și noi grijă de noi înșine. Ultimele ei cuvinte erau mereu aceleași. Te rog să nu uiți să mănânci, mama. Când eram tânăr, după ce m-am căsătorit, chiar după ce am devenit tată, singura mea dorință era să plec din această casă. Ceea ce simțeam era disperarea. Că trebuie să-mi petrec restul vieții aici! Că sunt captiv în această tocmohoră din sudul țării. Și plecam fără niciun motiv. Mă întorceam când mă îmbolnăveam. De ce te privești așa? Vreau să mergem în aceleași. Lucrul pe care soția mea mi l-a spus cel mai des în acești 50 de ani de căsnicie, după ce m-am căsătorit cu ea la 20 de ani, a fost să merg mai încet. Însă n-am făcut niciodată ceea ce și-ar fi dorit ea. Să facem o conversație în timp ce mergeam unul lângă celălalt. Tata? V-am întrebat ceva? De ce ai plecat din Seoul? Aștept aici în cazul în care se întoarce. În ziua aceea, mama ta nu se simțea bine. Nu trebuia să mergem la Seoul, mai ales știind starea în care era. Așa cum am făcut de obicei, am luat-o din nou înainte și s-a pierdut. Nu poți să pleci așa pur și simplu și să nu-mi răspundă la telefon. Ce ai de gând să faci acolo? Dacă nu vrei să fii singur, întoarce-te în Seoul. Am semnat să spun că sunt în China și nu pot ajunge la petrecerea de zi de naștere. M-a semnat să-mi spună că îi aduce alcool, fratele mai mic și... Ce să bea? Nu mai aduce alcool pentru că după se îmbată și o să fie numai vina ta. Așa că fă lucrurile cu cap. Te rog, nu mai aduce prăjiturile acela cu orez pentru că încă avem de acum 3 ani în congelator. Ești o netrebnică. Foarte bine. Sper că ești mulțumită că ai o fiică netrebnică. Da, așa sunt. Cum spui tu? Mama? Mama, ești ok? După ce m-am căsătorit, chiar după ce am devenit tătic, simțeam nevoie. Mă tăceam, mă bolnăveam. Deci când eram... Mama, ești ok?